cum vezi perioada următoare? Hai să zicem următoarele 6 luni, plus minus. Eu cred că economia se va accelera. Și mai mult de atât? Și mai mult de atât. Nu se supraîncălzește? Cred că e destul de departe riscul de supraîncălzire. Ok. Sectoarele care au avut de suferit în timpul pandemiei vor recupera teren mult mai repede. Mare parte din zona de producție și servicii își va reveni. Eu cred că ne așteaptă o perioadă destul de, hai să spunem, efervescentă. Efervescentă, dar în zona verde, în zona de creștere. Aha. Creștere, hai să spunem, sănătoasă, cumva, să-i zicem. Da. E posibil următoarele 6 luni să mai asistăm la o creștere a dobânzii de referință. Să vedem ce se va, care este comportamentul inflației. Inflația în ultimă instanță, dacă e și rămâne mare, în general ajută la creșterea economică. Tocmai că oamenii zic, bă, decât să stau cu banii la bancă, să nu știu ce, ia mai bine, lasă, nu înlocuiesc mașina la anul. O fac acum, că la anul, nu știu, până la anul mai memorează. Nu-mi cumpăr casa mai încolo, o cumpăr acum, că acum e inflație. Dar gândește că o parte din puterea de cumpărare a acestor bani este erodată de inflație. Păi da, asta zic, oamenii când, în general, când sunt așteptări mari de inflație, în general fac și nu mai am în cheltuiala aia, nu contează care cheltuiala, o fac acum, că lasă, mai încolo pierd bani. Oricum, cred că această parte cu inflație a fost sau este un episod local, punctual, în această perioadă. Aha. Nu cred că vom vedea o inflație care va fi și în primăvară, și în vară, și la anul. Crezi că o să fie temperat într-o perioadă rezonabilă de timp? Da. Va fi temperat atât de ceea ce se întâmplă în economie, practic, cât și de mecanismele instituțiilor financiare centrale. Aha. Banca Centrală a României va avea grijă ca la anul să strângă, să regleze mai bine aceste pârghii antiinflaționiste. Plus că probabil toate problemele astea cu furnizori, cu aprovizionare, cu prețul la materii, după ce își mai revin, se mai reglează un pic, o să mai scadă prețurile la mai niște niveluri apropiate de ce era înainte. Și știi ce se întâmplă? Cred că această parte din inflație se datorează și prețurilor crescute la energie, atât la carburanți, cât și la energie electrică, cât și la tot ce înseamnă zona asta de energie, cât și energie. La gaze. Da. Și ca asta crezi că o să rămână sus pentru viitor previzibil sau o să mai și dea înapoi? Îmi place să cred că carburanții vor scădea pentru că și cotația la bursă a scăzut. Ei au crescut în ideea în care cotațiile de la bursă au crescut foarte mult și cei de la pompă au crescut și ei prețul, că da, se uită după bursă, da. Exact. Având în vedere cotațiile s-au mai întors, mă aștept ca și prețul de la pompă să se mai întoarcă un pic. Dar e complicat pentru că avem un curent electric care este foarte scump. Avem gazul care este și el foarte scump și de aici e un tăvăluc de majorări ale prețurilor în toate zonele. Și cred că principalul factor care a adus inflația la aceste valori sunt aceste creșteri de prețuri din zona de energie. Cu cele 3 elemente de bază: carburanți, energie electrică și gaze naturale.